Specialiștii în imobiliare aduc vești mai puțin bune pentru cei care își doresc să achiziționeze o locuință în 2022. Aceștia spun că se așteaptă la maxime istorice ale prețurilor apartamentelor de vânzare. Care sunt principalii factori care vor influența creșterea prețurilor, dar și cât va costa un metru pătrat, ne spune colega noastră Maria Nedelea. Bun găsit! Specialiștii în imobiliare ne spun că prețurile vor exploda anul viitor. Potrivit acestora, principalii factori care duc la scumpirea apartamentelor sunt inflația tot mai mare, dar și criza materiei prime, care a generat scumpirea materialelor de construcție, ceea ce a dus în cele din urmă la creșterea costurilor pentru dezvoltatorii imobiliari. O altă cauză, spun specialiștii în imobiliare, o reprezintă autorizațiile de construcție, care se dau tot mai greu, iar acest lucru influențează dinamica cererii și a ofertei imobiliare. Consecința este astfel creșterea prețului pe metru pătrat la vânzare. Nu doar autorizațiile de construcție încetinesc însă avântul pieței, ci și alți factori economici. Marea provocare a acestui an a fost lipsa forței de muncă. Se estimează că în acest moment deficitul este de peste 500.000 de muncitori în domeniu. Dacă este să vorbim de costuri, în luna decembrie a acestui an, prețurile la apartamentele de vânzare în Cluj-Napoca au atins 1.960 de euro pe metru pătrat, adică o creștere de aproape 9% față de aceeași perioadă a anului trecut. În București, prețurile au ajuns la aproximativ 1.630 de euro pe metru pătrat. Asta înseamnă cu 13% mai mult față de decembrie 2020. La Brașov, prețul mediu a atins 1.380 de euro pe metru pătrat. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, creșterea este de aproximativ 15%. În Timișoara însă, prețurile au avut o evoluție mai lentă. Aici vorbim de 1.320 de euro, adică cu doar 5% mai mult față de 2020.